A venit frigul, a crescut și numărul virozelor respiratorii. Medicii de familie spun că în ultima perioadă tot mai mulți sibieni le trec pragul. Medicii avertizează că nu trebuie să ne tratăm cu leacuri băbești. Recomandarea lor este simplă. Atunci când avem simptomele răcelii, trebuie să cerem sfatul specialistului. Schimbările bruște de temperatură favorizează apariția virozelor. Și virozele respiratorii, cele care ne interesează astăzi, au crescut în număr foarte mare, mai ales în ultima săptămână. Grădinițele sunt pline, dar din păcate sunt și cu sticluțele de antibiotic pe dulăpior, n-ar avea ce să caute. Și vârstnicii. La vârstnici este o problemă mai delicată, acolo pot interveni suprainfecțiile. Evitați automedicația. După o zi, două de febră, pe care o puteți combate cu un paracetamol după voie și nevoie, consultați-vă medicul personal. Până acum, în județul Sibiu, nu s-a înregistrat niciun caz de gripă. La acest moment nu înregistrăm activitate gripală pe teritoriul județului Sibiu. Cu toate că au existat câteva cazuri de suspiciune de gripă, investigate cu laboratorul au ieșit deocamdată negative. E mai ușor să previi, și-au spus mulți sibieni care deja au făcut vaccinul antigripal. Pentru gripă vă puteți vaccina, din păcate de acum încolo numai contra cost cu vaccinul cumpărat fie de la farmacie, fie de la depozit. Cele care au fost repartizate de către minister s-au epuizat la marea majoritate a medicilor de familie. În această perioadă continuă de asemenea campania de vaccinare gratuită împotriva gripei. Este campania Ministerului Sănătății. Din cele 25.500 de doze au fost deja administrate peste jumătate. Numărul virozelor va crește în următoarele săptămâni. Pentru a spori imunitatea organismului, se recomandă consumul de fructe și legume.